Bună seara, stimați reprezentanți mass media. V-am invitat pentru a vă comunica informația despre discuțiile în cadrul ședinței Comisiei Naționale Extraordinară de Sănătate Publică, pe care am desfășurat-o astăzi. Această ședință a fost petrecută în condițiile în care peste o săptămână expiră termenul stării de urgență de sănătate publică instituit cu ceva timp în urmă. Și, de asemenea, această ședință are loc pe fonul unor evoluții foarte îngrijorătoare în privința răspândirii COVID-19 pe plan global, regional și chiar în imediata apropiere a hotarelor Republicii Moldova. Din păcate, continuă să se înnoiască cele antirecorduri absolute de cazuri zilnice în această perioadă și ieri și alaltăieri, pe plan global, am avut în jur de câte 280.000 de cazuri pe zi, ceea ce înseamnă că suntem la o cotă de 3 ori mai mare decât acele antirecorduri care erau în aprilie în acest an, când și Europa și noi cu toții eram într-un regim de izolare totală, stăteam cu toții acasă. Deci dacă atunci erau 102.000, a fost recordul pe zi, acum ajungem la aproape 300.000, adică de 3 ori mai mult. Se atestă explozii, noi focare și în țările care au fost afectate cel mai mult în primul val. Remarc acest lucru pentru că avem mulți cetățeni și în Spania, în Franța, în alte state afectate pe parcursul lunii aprilie și martie. Se înnoiesc sau reînnoiesc, din păcate, cifrele record de cazuri noi și în țările vecine, Ucraina și România. De asemenea, și la noi, din păcate, a încetat acel trend descendent pe care îl avem de la 20 iunie încoace. Din păcate, nu mai merg în jos numărul acel de cazuri noi. S-a stabilizat, spun în ghilimele, în jur de 300 de cazuri în zilele de mijlocul săptămânii și în jur de 200 în zilele de weekend. Din păcate, acesta este un număr foarte mare pentru Republica Moldova. Speranțele noastre că va continua diminuarea numărului de cazuri până când nu se îndreptățesc. În aceste condiții, alaltăieri a fost necesar să mai activăm sau să oferim pentru centru COVID la Moldexpo încă un pavilion suplimentar, pentru că deja nu facem față la numărul mare de cazuri. Se reactivează noi spitale în aceste condiții pentru a îngriji bolnavii de COVID. Deci, în aceste condiții, ședința de astăzi a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică s-a finalizat fără a veni cu noi relaxări majore în privința restricțiilor pe care le avem, fie de ordin economic sau social. Cu permisiunea dumneavoastră, o să prezint principalele decizii ale Comisiei de astăzi. În primul rând, considerând evoluțiile negative pe plan regional și global, s-a decis extinderea stării de urgență în sănătate publică până la 31 august 2020. Repet, în circumstanțele respective, aceasta este unica posibilitate de a menține sub control situația. De altfel, și țările vecine din regiune au luat decizii respective în ultima perioadă. În aceste condiții se păstrează acele restricții, de exemplu, de aflare în locuri publice mai mult de 3 persoane, regim special pentru persoanele care au o vârstă mai mare de 63 de ani, activitățile cluburilor de noapte ce se referă la activitatea discotecilor, inclus în caiem la categorie 56-30 și la 93-29, de exemplu, disco bar, club de noapte, karaoke, etc. Deci se păstrează acele restricții pe care le-am avut. Din păcate, se păstrează și restricțiile pentru organizarea ceremoniilor de gen nunți cu metrii. Nu este posibil de eliminat această restricție. Totodată, în cadrul comisiei s-a discutat despre
permiterea organizării în unitățile Horeca a evenimentelor gen omagieri, da, mese de pomenire, alte evenimente în baza unor instrucțiuni clare, restricții clare, gen dansuri, muzică și alte contacte, să zicem, sau alte condiții în care nu se respectă distanța socială. Deci se permite până la 50 de persoane organizarea evenimentelor, altele decât nunți cu metri, dar cu respectarea unor reguli foarte stricte care vor fi publicate luni, deci hotărârea respectivă despre care vă spun va fi publicată luni și acolo va fi instrucțiunea dată. Deci pentru sectorul Horeca, acele săli care actualmente nu au activitatea lor, zicem, de bază sau principală, vor fi permise evenimente, dar nu este vorba de nunți și cumetrii, doar, zicem, evenimente cu participare până la 50 de persoane. Continuă, bineînțeles, să fie suspendat procesul educațional și aici, din păcate, Comisia a trebuit să extindă perioada de închidere a grădiniților, deci învățământul preșcolar tot rămâne închis, suspendat până la 1 septembrie 2020. Dar în cadrul ședinței comisiei au fost aprobate instrucțiunile necesare pentru organizarea activității grădiniților. Ele vor fi de asemenea luni publicate și în această perioadă pe care o avem până la 1 septembrie, toate instituțiile preșcolare urmează să-și adapteze activitatea, să-și adapteze condițiile astfel încât să poată primi copilașii de la 1 septembrie. Noi avem acum o înțelegere clară că de la 1 septembrie va trebui să redeschidem grădinițele, dar și procesul educațional în învățământul general, tot în baza acelor scenarii prezentate de Ministerul Educației. Iată, în această perioadă pe care o avem până la 1 septembrie, vom adapta localurile, deci grădinițele sau școlile, la aceste condiții noi. Iar Ministerul Educației, împreună cu colegii la Ministerul Sănătății, vor efectua și instructajul respectiv pentru a ajuta colegii din aceste instituții, dar și vor monitoriza, bineînțeles, respectarea acestor reguli. Totodată, rămân suspendate activitățile taberelor de odihnă și de întremare a sănătății copiilor. Este interzisă desfășurarea activităților în incinta teatrelor, cinematografelor, țelelor de concerte. Totuși, avem și unele ridicări de restricții, să zic, relaxări. Se permite desfășurarea activităților organizate de turism și recreere în aer liber, spre exemplu, ciclism, drumeții, alergat, canotaj, pescuit, cu participarea grupurilor de cel mult 10 persoane, cu respectarea măsurilor și instrucțiunilor care sunt de asemenea, vor fi anexe la această hotărâre. Deci, prin derogare de la cel punct 3.3, care stabilea limită 3 persoane pentru parcuri, locuri publice, deci în cazul turismului organizat se permite până la 10 persoane, ori în aceste condiții este monitorizare și se poate de, zicem, organizat și respectat regulile date. Se vor relua de la 1 august 2020 acțiunile culturale desfășurate în aer liber de către instituțiile teatral-concertistice și de cinema, acreditate de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, cu număr limitat de spectatori, și aici iarăși vorbim de un număr până la 50 de persoane, în baza instrucțiunilor care de asemenea vor fi anexe la această hotărâre. Deci se reiau activitățile în teatral-concertistice și de cinema în aer liber cu respectarea acestor reguli. De asemenea, din data din 1 august 2020, se reiau antrenamentele și competițiile sportive desfășurate în spații închise de toate federațiile sportive naționale care sunt acreditate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Din păcate, însă, fără spectatori. Deci se permit aceste antrenamente, competiții în săli pentru
Federației Sportive Naționale acreditate de minister, dar din păcate fără spectatori. Mai sunt câteva decizii care țin de aceste instrucțiuni de pregătire a instituțiilor educaționale la care m-am referit. Un moment important la care aș vrea să trag atenție este faptul că în cadrul ședinței s-au discutat posibilă anulare acelui regim de autoizolare de 14 zile pentru cetățenii noștri care revin de peste hotare. Eu am ieșit cu această propunere în fața comisiei. Din păcate, nici specialiștii epidemiologi și nici chiar o bună parte din colegii din guvern nu au susținut această opinie și această propunere, pentru că, după cum spuneam la începutul ședinței, anume în țările unde avem cei mai mulți cetățeni de-ai noștri, se atestă un număr mare și de cazuri noi de COVID și apariția unor focare, și chiar în acele țări urmărim se introduc sau reintroduc, mai bine spus, restricții, carantine, fie regional sau local. De aceea, la această etapă, rămâne în vigoare acel regim de autoizolare pentru cetățenii noștri care revin în țară de 14 zile. Ne-am înțeles însă că pe parcursul primei săptămâni a lunii august, în funcție de evoluția cazurilor de import, vom reveni la această decizie, dar astăzi am luat decizia ca cel puțin până la 7 august să menținem acest regim de autoizolare pentru cetățenii noștri care revin de peste hotare. Acestea au fost cele mai importante decizii aprobate astăzi în cadrul ședinței comisiei. Repet, decizia finală cu tot acel set de instrucțiuni va fi publicată pe parcursul zilei de luni. Eu vreau în final doar să mă adresez încă o dată cetățenilor Republicii Moldova cu rugămintea să fim atenți, să respectăm aceste reguli, restricții sanitare epidemiologice, ori cred că cu toții deja înțelegem că această pandemie este un fenomen, din păcate să zic așa, care nu va dispărea foarte degrabă. Am înțeles acest lucru, va trebui să ne adaptăm modul nostru de viață, obișnuințele, obiceiurile la această realitate. Vă rog foarte mult să respectați aceste reguli. Menționez încă o dată, sistemul medical este sub presiune mare. Este necesar acum să mai redeschidem spitale, să mai reactivăm spitale. De ce, vă rog, aveți grijă de sănătatea dumneavoastră, ori nu tot timpul posibilitățile statului sunt suficiente pentru a ajuta la toți deodată atunci când sunt un număr mare de cazuri. Vă doresc sănătate, seară bună!